Handball Club Zalău a terminat la egalitate, scor 22 la 22, meciul susținut ieri după amiază pe terenul echipei Măgura Cisnădie, după ce gazdele au condus cu 13 la 12 la pauză. Zălăuancele, antrenate de Gheorghe Tadic, au revenit în final de la 22 la 19 pentru gazde, iar punctul obținut la Cisnădie ar putea fi decisiv în lupta pentru obținerea medaliilor de bronz. Handball Club Zalău a terminat la egalitate, scor 22 la 22, meciul susținut duminică după amiaza pe terenul formației Măgura Cisnădie, după ce gazdele au condus la pauză cu 13-12. Handbalistele conduse de Gheorghe Tadic au fost cele care au început mai bine jocul, conducând cu 3-1 după primele 6 minute de joc. Gazdele au restabilit egalitatea la 5, dar Zalăul s-a desprins din nou, având 8 la 6 în minutul 17. Măgura Cisnădie a restabilit egalitatea la 8, după care s-a desprins la 11-9. Teodora Bloj a redus din handicap, dar Raluca Băcăoanu a refăcut diferența de 2 goluri. Până la pauză, Zalăul a mai înscris de 2 ori prin Panici și Ciolan, iar gazdele au marcat prin Ada Moldovan. Debutul părții secunde a fost al Zalăului, iar dubla Roxane Rob a dus echipa lui Tadic la 14-13. A urmat însă două eliminări acordate jucătoarelor Dragut și Tamaș, dar și două aruncări de la 7 metri pentru gazde, ambele transformate de Ada Moldovan. Cisnădie s-a desprins la 18-15 în minutul 41, apoi la 19-16 în minutul 45. Cu 7 minute înainte de final, tabela arăta 22-19 în favoarea formației gazdă, care a beneficiat și de o aruncare de la 7 metri. Portarul Paula Vișan a ieșit din nou în evidență, reușind să apere aruncarea de Moldovan, după ce a avut și până atunci o prestație destul de bună. Zălăuancele au revenit în final, Extrema Nica și Interul Dragut ducând formația de la poalele meseșului la un singur gol în spatele Cisnădiei. Formația pregătită de Tadic a beneficiat în ultimele secunde de o aruncare de la 7 metri, transformată cu sânge rece de tânăra Abed Kader. În urma rezultatului înregistrat la Cisnădie, Handball Club Zalău rămâne pe poziția 4-a la două lungimi în spatele ocupantei locului 3, SCM Craiova. Formația oltiană va sta, însă, în etapa viitoare, penultima sezonului, rundă în care Zalăul poate trece la un punct peste formația din Craiova dacă va învinge pe teren propriu CSM Bistrița. În ultima etapă, formația antrenată de Tadic va evolua pe terenul Unirii Slobozia, iar craiovencele pe terenul celor de la HCM Râmnicu Vâlcea.